Până la acest moment, la nivelul județului Argeș, au fost înregistrate 34 de sesizări cu privire la procesul electoral. 23 dintre acestea nu s-au confirmat, 2 s-au soldat cu sancțiuni contravenționale, iar 9 sunt în curs de verificare. Una dintre sancțiunile contravenționale se referă la faptul că un bărbat și-a fotografiat buletinul de vot și l-a postat pe un grup privat. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că cele sesizate se confirmă, motiv pentru care cel în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 600 de lei. Colegii noștri sunt în continuare la datorie pentru a se asigura că procesul de vot se va desfășura ca și până acum în condiții de siguranță. După încheierea votului, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor rămâne în dispozitiv pentru a asigura protecția transportului către biroul electoral județean, a buletinelor de vot și a celorlalte materiale rezultate în urma votării.